Nimic. Bună dimineața, domnul Pavel. Bună dimineața. Bine ați venit. Salut. Ce faci? Da, mă. Vezi? Astăzi funcționăm pe bază de glugă și șapcă, da? Am văzut, dar gluga am lăsat-o acolo, frate, dar eu aveam și eu una. Ai și tu gluga? Trebuie și mie o șapcă, fii atent ce loc ți-am pregătit. Fii atent acolo. Ce loc ți-am pregătit. Dar alea cu ștrafuri parcă nu aș pune, Pavel, și așa sunt roz, îți dai seama. Tu ai mai fost vreodată la o emisiune de radio cu asistente? Nu, asta remarcam și eu pe culoare, dar voi dansați la radio. Și eu am remarcat, deci n-am știut cine, nu știu cine mi-a făcut-o. Da, 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 da. Nu, dar oricum, uite, arele ușor în brațe. Arele ușor în brațe, da. Și tot să trebuie să stai lângă ele, între ai, ele. Serios, vorbești? Pe cuvântul onor, pe unde, Doamne, iartă-mă, deci nu. Zi bună dimineața acolo, e la TV. Bună dimineața. Că la radio intrăm imediat. Poți să votez și eu cu melodia? Să da, părea, da, da, cum da, da, zi, zi acum. Avem și un telefon. Avem și un telefon. Stai așa, 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 pe asta, pe instalație. Andreea Bănică și Boomerang am ascultat împreună, dragilor. A, că a intrat jingle-ul vieții noastre. Aveam și un telefon. Spunem bună dimineața. Alo, bună dimineața. Bună dimineața. Cine e acolo? Andra. Andra, câți ani ai? Fac 16. Mulți înainte, trează la ora asta, mare lucru. Andra, și mai cum te cheamă? Andra Cristina. Cristina, Andra Cristina. Andra, te ascultăm cu mare atenție, ai sunat pe tema emisiunii, da? Da. Andra Cristina, de unde ne suni? Din județul Caraș. Din județul Caraș? Ora, asta e pe lângă graniță sau? Ai, cum e, la mine la țară. La tine la țară? Eu nu știu geografie, da, am copiat la... Da. Întreabă dacă fost de borloveni, de borlovenii vechi. Ai auzit de borlovenii vechi? Lângă Bozovi, 10 km. Da, lângă da. Bozovi, 10 km, adică cum ar veni la o aruncătură de băț, știi? Da, da. Uite, nu. Ce-a zis? Da, 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 da. Tu n-auzi, nu? Nu, păi dacă te duci dincolo, s-a auzit tot. Nu tu, nu tu, invitatul meu Pavel, pe care l-am văzut la televizor. Exact, și pe care cei de la radio acum o să-l audă mai bine. Ai ascultat cele trei capodopere muzicale? Da. Și? Și? Și alege, alege. Numărul 3? Da, da. Numărul 3. Mădălușa, numărul 3. Și care a fost numărul 3, nu? Da. Care a fost numărul 3? Spune, spune tu care a fost numărul 3. Păi știi, bineînțeles. Aaa, las că îi spun eu, îi spun Mădălin. Îți mulțumesc tare mult de telefon, o dimineață frumoasă. Îți doresc că ai intrat în tragerea la sorți, da? Da, bine, la revedere, numai bine. Mi-am făcut plăcerile. Am avut și un telefon alături de noi. A fost un ascultător prin telefon alături de noi. Pavel, îți spun încă o dată bună dimineață. Pavel? Bună, bună dimineața, Pavel, bună dimineața. Pavel, bună dimineața. Noi suntem și la radio, bună dimineața. Neața, bine, vezi, eu deja mă familiarizat sunt pe aici. Căștile astea cred că sunt, nu? Căștile, da, 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 ai pune căștile. Cu râ și cu l, altfel nu pune. Zic. Cu râ și cu l, ai cu râ și cu l? Nu cred, dar le-am luat pe intuiție. Și cum e? Este superb. Dă-te mai aproape de microfon. Dă-te mai aproape de microfon. Fetele au leul ăsta pufos, eu am căști pufoase. Da, toți suntem pufoși aici. Fiecare cu pufoșenia lui. Exact, da. N-am vrut să ți-a lăsat toți. Dumnezeule, stai că trebuie așa, da, spune, avem așa, am pe telefonul meu de la Podocea Ramona, Mădălina, dacă ne auzi să trecem, să-i trecem pe cei ce au intrat în competiție. Sunt foarte drăguțe toate, zice altcineva care n-a vrut totuși să se joace cu telefonul. Mulțumim. Tău. Mulțumim! Avem și un mesaj de la Carmen care zice în felul următor: mi-ar plăcea să o văd pe Mădă cum scoate telefonul din buzunar în metrou sunând am pe telefonul. Și mie mi-ar plăcea treaba asta. Lasă-mă papa la mare, zice Putinei Ilie, și pentru că acum punem punct concursului nostru, înseamnă în felul următor că avem Mădălina. Mădălina, îmi pare rău că nu poți să ne răspunzi. Să întreb fetele? Vezi, tu ce să răspunde ea acolo. Pavel, fă și tu un sondaj de opinie acolo și întreabă fetele care ar fi dintre cele trei piese pe care le-au și dansat atât de frumos, care ar fi dintre cele trei piese pe care le-au și dansat atât de frumos, care ar fi aia care îi se potrivește Mădălinei? Aia. Îmi pare rău, trebuie să nu pot stau cu patru. A treia, nu, nu ziceți pe nume, că a treia nu e a treia. Aia cu telefonul tău, aia, nu, da. Aia mai gătuit așa, știi?
Mulțumim tare mult, fetelor. Mulțumim mult, 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 mult de tot pentru voturi. Pavel, tu va trebui să faci tragerea la sorți la un moment dat spre finalul emisiunii. Mi-a plăcut să fac tragerea întotdeauna. Și mie. Abia aștept să. Și mie, mai ales ala de noapte. Când eram în armată, sigur că ai prins armata? Nu. No. Am făcut recrutarea după care nu m-am mai sunat. Fii atent, am citit, citeam despre tine. M-am informat, mi-am făcut lecțiile. Pare bine. Că există cineva care a zis în felul următor, că tu înainte să fii om, dacă ar putea să existe așa ceva, ești actor. De a fapt, zis foarte bine. Tu ziceai treaba asta, da, despre un prieten de-al tău care... Da, prietenul meu, unul din cei doi cei mai buni prieteni ai mei, așa. Alex Mihail îl cheamă, exact așa s-a exprimat. Că tu ești actor înainte de a fi om. Da, vrei să-ți elaborez că poți vorbesc 3 ore pe chestia asta. Nu. O punctez și merg mai departe. Să vină domnul Alex Crăciun, aș vrea să vină domnul Alex Crăciun ca să te părăsc. Știi că am zis că te părăsc cuiva. Hai. Pentru că mi-imaginam că n-ai avut timp suficient la dispoziție. Răște-mă. Ai avut să te uiți la filmul cu pricina. Măi, nu, ai dreptate. Vorbeam minte acum, dar după aia dai test. Când l-am... domnul Alex Crăciun, veniți încoace. Dați-vă de aproape de radio. Dăm voie să-ți fac cunoștință cu Pavel. Este unul dintre cei mai interesanți actori din tânăra generație. Interesant. Dar care are o lipsă maximă. Tânăra deja nu atunci când vine vorba de... Taci din gură, da. Vrei să scoți și eu buletinul pe masă și scoți și tu pe al tău, ăla în care scrie 30 de ani. Să le scoatem pe masă, să dăm cu ele de masă. Cu buletinele doar. Da, normal. Pe al tău cât scrie? 30, nu? Și 1. Pe al meu nu mai au loc să scrie. Au început să-l cioplească pe margine. Și că s-a uitat la niște filme. A văzut și el așa. A văzut Snatch. Ai văzut Snatch? Snatch ai văzut, da, nu? Snatch a văzut. Și ce n-a văzut? Mai mare fan. Rock and Roll. Rock and Roll. Da, n-am văzut. Trebuie neapărat. Și actorul meu preferat, Tom Wilkinson. Poftim? Tot din seria Guy Ritchie. Știu. Cu aceiași infractori britanici. I-am explicat. Da. Urmează, e primul pe lista mea. Ce mai faci? Știu că ai avut niște zile extrem de agitate, extrem de zăpăcite. De ce? Bine, ce s-a întâmplat? Ce am ratat noi, ăștia de ne-am uitat la emisiuni la televizor? Păi ați ratat, dacă ați ratat, dar eu sper că n-ați ratat. A fost, deci tocmai s-a încheiat aseară o săptămână de Festival Național de Teatru de Improvizație. Care s-a petrecut la? La Teatrul de Comedie, sub directoratul colegii mele de trupă de teatru improvis Neland, colega mea se numește Monica Anastase. Așa. Și a avut inițiativa asta ca pentru prima oară în România să cheme toate trupele de teatru de improvizație din țară și pentru o săptămână să joace fiecare, cam 3-4 pe seară, plus alte evenimente. S-a rejucat și primul spectacol de teatru de improvizație care s-a jucat vreodată în România. Am vorbit prin Skype cu doi mari actori de improvizație din America, TJ Jagodowski și Dave Pascezi, din care ăsta ultimul a jucat și în Angels and Demons. Mă rog, și după aia au fost două spectacole de All-Stars. A fost foarte... deci... clar, toți improvizatorii din România s-au întâlnit. Cum a fost primită povestea asta de publicul din București? Foarte bine. Monica avea emoții, că nu știa dacă o să vină public sau nu, dar cel puțin mai ales spre ultimele zile din festival a fost sala full. În primele două, normal, nu chiar full, dar cum te uitai de pe scenă, părea plină, pentru că cei care vin nu se așează toți într-un loc ca să rămână... Da. Se dispersează în mod egal, deci oricum, de pe scenă părea plin. Și în primele zile, iar spre sfârșit a fost chiar plin. Spune-mi, publicul are o reticență la a accepta, nu? Pentru că, până la urmă, teatrul de improvizație nu e așa chiar pentru toată lumea, acum să fim sinceri. Nu, da. Nu e pentru toată lumea. Adică de trebuie ce? Să, păi nu știu, pentru că trebuie să ți imaginezi, trebuie să ai o deschidere și până la urmă trebuie să am o limpezime a gândului, nu? Nu vin cu gândul că voi vedea ceva. Cum? Vin ceva cu... vei vedea. Categoric, nu, dar nu vin știu dinainte ce voi vedea. Ah, nu, da, sigur. Mă duc să văd Macbeth. Mă duc să văd o scrisoare pierdută. Nu, mă duc să văd atât de improvizație, plecăm de undeva. Da. Și dacă văd de 3 ori spectacolul ăsta, s-ar putea ca de 3 ori să văd cu totul și totul alte cu lucruri. Cu siguranță vei vedea. Și atunci, asta spun, poate oamenii au o reticență în a accepta genul ăsta de spectacol care are un început care cu siguranță nu e niciodată același sau seamănă și un sfârșit de fiecare dată altul. Da, nu cred că au reticență. Deci, deja nu mai e chiar așa de la început, adică mai suntem... suntem la 10 ani distanță de primul spectacol de teatru de improvizație din România. Sănătate, la rog. Asta e problema emisiunilor de radio ca asistent. Da, exact, vezi, spre multă, doamne. Așa, n-ați dat aerul, cum se... Bun, nu, asta una și doi, oricum, cum să spun eu, nu cred că genul de, din păcate, încă e, da, e ușor targetat teatrul de improvizație, dar genul de public care e, în mod voit sau nu, targetul teatrului de improvizație, e obișnuit cu asemenea lucruri, pentru că, în general, teatrul de improvizație se joacă mai mult prin baruri, cluburi și așa mai departe. Și atunci lumea care vine la un suc, să zicem așa,
nu e genul de nu, persoană încuiată care să vrea neapărat teatru cu mai ales, text. Mai ales că sunt cei care acceptă că teatrul a coborât de pe scenă și că a ajuns exact, în spații exact, neconvenționale. Exact. Acum s-a urcat din nou pe scenă la Teatru de Comedie pentru că a fost această festivitate, acest festival, niște zile mai speciale. Dar, în mod normal, lumea care vine în club știe la ce să se aștepte. Nu, n-am sezat niciodată o reticență. Pentru că, exact cum spui tu, tu spune, generația tânără, ca să te citesc, am constatat că nu are o reticență. N-are, nu? Nu. Și acceptă lucrurile astea. Absolut. Ba chiar aș putea spune, acum dacă vorbim despre generația tânără, chiar acceptă și vine în întâmpinarea unor astfel de lucruri care ies un pic din normalul cu care de altfel ne-am obișnuit. Bineînțeles. Când zici teatru, adică de la Shakespeare citire, te gândești că teatru trebuie să arate într-un anumit fel, să se joace într-un anumit spațiu, trebuie să se întâmple niște lucruri după un curs firesc. Iar e o ușoară problemă, după părerea mea, pentru că nu asta înseamnă teatru. Adică poate să fie teatru clasic bine făcut sau prost făcut. Sau prost făcut. Așa, da. Am înțeles. Teatru clasic, dacă e bine făcut, are la fel de multă, cum să spun eu, prospețime și e ca un de la de apă termală cu care îți dai vara în față, chiar dacă e clasic, știi? Întrebare. Uitându-mă la barba ta și gândindu-mă la ce filme te uiți, mă gândesc că o să avem o problemă în a alege piesa următoare, dar totuși risc. Dacă ar fi să din vitrina cu produse, ce alegi? Ce vrea tu să asculti acum? Popa. Dacă zici, de rog, nu. Ce să zic? De rog, nu zi. Nu neapărat. Din valul tânăr, zi din valul tânăr. Din valul tânăr? Da. Tenerife? Nu știu, abar n-am. Ce mamă, avem Tenerife? Avem Tenerife? Deci dacă avem Tenerife, suntem niște oameni făcuți. Eu am zis o semi la mișto, adică nu trebuie neapărat Tenerife, dar... Da, uite, da. Alina Ieremia, n-am Tenerife. Astăzi tu ești vanoi. Fii atent, am ceva mai tare decât Tenerife. Deci plecând de la băieții ăștia cu ce? Tenerife... Tranquila, J Balvin, ia. Nici vorbă. Ai auzit vreodată de piesa pe care aș traduce-o, adică dacă ar fi să o cânt așa, aș cânta-o... Vama veche... A? Absolut, da, de piesa asta, o știi? Da, clar, o știi? Că am auzit așa de ea. Da, băieții care au făcut... E unele care are și el treabă cu teatru de comedie, nu? Cei de la Da? Nu ăștia, nu, cei cu Vama Veche. Cu Vama Veche întotdeauna, dar nu Vama Veche ascultăm. A, nu? Deci trupa de Da, pe care eu iubesc în mod special, probabil la fel de încântați ca și mine pentru faptul că a apărut piesa Tenerife. Au făcut una, eu avusesem o altă variantă în minte, fără să știu că băieții deja au făcut Vama Veche. Mă gândeam cum ar suna cu Costinești, adică ceva orice, de genul ăsta. Nu ne-a ieșit, băieții de la The Dada au zis să facă cu Vama Veche. Este ceea ce propun ascultătorilor pe 103.4 și scurtă celor de la TV. The Dada, Vama Veche. Când vine vara, emigrăm la mare, ne teleportăm în Cuba Libre să notăm. Uite, deja ne-am amețit, nu de la soare ne-am prăjit, că soarele n-a răsărit. Fetelor, scuze, dai cam plin, venim și noi în baldachin, hai să dăm cer la niște vin. Una chiar arăta mișto, dar spus că o cheamă Carlito și-am zis băiețului cargo. Deci, băieții ăștia de la matinal, nu, trebuie să mergem la invitatul meu. Băieții ăștia de la matinal nu mai sunt zdraveni la cap, ci că bun găsit la Hit the Morning, eu sunt Robert și vă salut. Am greșit și eu odată! Și nici nu am zis bun găsit, ia de aici foaia. Și roagă-l pe Alex să aibă și el grijă de emisie. Cum îți... Vama veche! Suntem la TV, suntem tot timpul. Da, foarte bine. Eu ți-am explicat de la început de când vii, că asta este un fel de reality show. Dar nu ne auzim, ne auzim? E cu cameră. Cum să ne auzim? Ah, ok, super. La TV ne auzim, la radio nu ne auzim. La radio încercăm să păstrăm normalitate, la TV am ieșit. Am înțeles. Bine că n-am... Nu, bravo. Era să scopră două păvără, da. Măi Mădălina, nu ai spus că la TV, a? Eu te vedeam acolo pe monitoare, dar nu te-și auzeam. Că eu zic ceva și... Da, și am unul, simte bine omul și în pauză. Am o problemă cu tine. Eu? Da. Lucian este realizatorul emisiunii DJ Time, iar ceea ce ții tu în brațe este mascota emisiunii lui. Și întreabă dacă ai vreo treabă vineri seara. Mă întreba subțin dacă ai vreo treabă vineri seara, el este în regia de emisie, acum se uită la televizor și a zis, mamă, ce bine este cu mascota, nu vreau să vină în fiecare seară. Bine, ai să-l ții și pe el în brațe, da. A, de șapcă n-a zis că este bine, doar de mascota. Păi, nu cred că am mai apucat să vadă șapca. Da, era... Normal. Nu, cred că Lucian are un simț al posesivității ceva mai... Ia uite acolo. Să nu ne lași pe blanc. Da? Domnul TV. Lucian, Lucian, am zis cu Lucian. Ai treabă vineri seara? Nu? Lucian, ai o întâlnire vineri seara. Hai că... Te-am aranjat, Lucian. Nu mă dai
asta cu asta. Să bucură mult. Păi nu vreau să-l însoți și polician, dar acum na. Trebuie polician, gata, e perfect. Zim, unde ne vedem? Unde ne vedem? Da, unde ne vedem? S-a terminat festivalul, da? Da, da. Ce faceți? Plecați de pe scenă, vă duceți unde vă duceți? Ne întoarcem înapoi unde suntem, nu știu dacă am voie să spun unde suntem. E un club, nu? Un fel de bar care poartă numele acelui cinematograf dintre Romana și dintre Romana și Universitate, mai dinspre Universitate. Mai dinspre Universitate. Pentru că tot acolo este, da. Exact, și se cheamă Pub. Și când se întâmplă? Noi, în general, după sâmbătă. Sâmbătă seara. Da, 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 da. Am înțeles. Ciuptirea așa a fost până în vară, până în mai, când am luat pauza. Și acum la fel va fi, cred. Pavel, eu te întreb, dacă ar fi să te alegi din nou acum tot actor? Evident. Deci ce te cheamă pe tine? Să știi că și eu am vreo radio. Deci când eram mic, îmi luasem niște cutii de cribrituri și făceam de-alea pe masă, mixam. Ce? Foarte tare, înseamnă că vezi, ți-ai urmat. Dar și eu la fel, pentru că nu... De ce altceva să fac, pe bune? Nu, dar de ce? Asta simt, asta... Apropo, de ce ți-am zis că sunt așa actor înainte de a fi om? Păi dacă... Nu știu, dacă eu n-am mâncat, să zicem, de 10 zile și mă duc într-o casă unde într-un loc sunt niște sandwich-uri multe, așa, și în alt loc sunt niște oameni care așteaptă să le fac glume, să le spun povești, așa, e clar că mă duc la ea să le fac glume, să le spun povești și mai stau două zile fără să mănânc, la cele 10 pe care le-am stat deja, știi? Așa simt, nu... Deja nici nu mai e o meserie pentru mine, eu nu-mi imaginez, adică dacă mă doare burta sau mă simt rău și ies afară din casă în societate, deja gata, e... Hai, cui mai zic o glumă, știi? Fiată, mi s-a cerut, unul vreau eu să-l faci și al doilea mi s-a cerut, mi-a zis Mădălina, zice, da, bine, Pavel, zice, să-l vreau să ne arate portofelul. Da, de ce? Dar de unde știu ea? Da, bă, n-am. E acolo, la ei, dacă e bine că l-a lăsat acolo. Portofelul e la tine, deci aia cu portofelul, da, unde ești? Poți să zgârmă la tine în geantă? Poți să aduc geanta, poți să zgârmă. Poți să aduc geanta, poți să aduc orice, să vedem cum e cu portofelul. Da, da, deci... Și doi la mână, adică eu spun de un bărbat la care chiar merge gluma aia cu... Știi de unde a plecat povestea cu ringtone-ul ei, de telefon? Nu. De la telefonul tău. De atunci, de când m-am arătat eu aia, da? Ia uite. Cum sună telefonul tău, dar vreau, fii atent, intrăm la radio și vreau să le arătăm și eu ascultătorilor și telespectatorilor cum sună telefonul tău. Ok, pentru că tot, acolo, tot în geantă. Tot în geantă. Avem nevoie de telefon, avem nevoie de portofel, avem nevoie de geantă. Și geanta a venit. Mersi. Că despre asta va trebui să o semnezi, trebuie să facem în roșu un marker. Uite aici, panoul de onoare, vezi? Are domnul Alex și marker, că e pregătit. Scoate domnul Alex. Toată lumea să semneze. 4 fete și 2 lei. Semnați-le, luați-le. Domnul Cătălin, vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vreau să vă arăt ceva, domnul. Arătați-mi ceva. Primul mesaj. Căruia îi veți da citire sau nu? Depinde. Robert Dache. E nesemnat. Da. E nesemnat. Dar are un număr la bază. Robert, semnăm pe spate. Și nu știu dacă acolo sau de acolo. Da, adevărul e că... Și nu știu dacă de acolo sau de acolo. Poziționarea geospațială contează. Așa. Împreună și pe 103 cu 4, dragilor, componenta radioemisiunii Light Zone merge mai departe după ce am ascultat Michel alături de Randy și Only You. În studioul nostru se găsește actorul Pavel Bârsan plus asistentele pe care emisiunea Light Zone a găsit de cuvință să îi le pună la dispoziție. Cu generozitate, pentru că ele erau asistentele mele. Nu știu cum le-am căpătat. O să încerc să aflu imediat lasă, după lasă. A fost bine, cum a fost. Am vorbit la TV pentru cei ce urmăresc emisiunea la TVH și acum o spunem și la HFM. Pavel, da, are un portofel, uh-huh, în care n-are o fotografie, cum ați crede, sau ar putea să aibă și o fotografie. Iar Mădălina a zis în felul următor, zice, când vine Pavel în emisiune, neapărat să-l pui să arate portofelul. Și uite, fac treaba asta și o să și povestim la radio. Nu știu de unde știe Mădălina, probabil că i l-ai mai arătat. Asta de proverbial. De sac de proverbial am venit pentru portofel. Ajuns portofelul tău. Da. Te rog eu frumos, pentru că suntem și la radio, când da, scoți portofelul, să le spui oamenilor imediat după ce arăți la TV, să spui oamenilor ce se găsește în portofelul tău și de ce așa e important portofelul tău. Opa, ia, păi fii atent. Acesta este portofelul, care este mult mai mic decât precedentul. Deci la mine gluma aia cu PC, eu de fapt nu sunt atât de înalt, acum stau că țărat pe portofel. Aha, ha, ha, știi, aia la mine chiar merge, pentru că... La mine chiar ar face diferența, știi? Așa. Dar că nu e plin decât în mică, măsură, într-un procent minoritar cu bani.
Pentru că este avem plin cu bilete la meciuri la care am fost eu, toate ale Stelei și puține ale echipei naționale. Ce bine că ai venit aici. Vrei să uite, meciuri de Champions League cu Sportul Studențesc, de exemplu. Așa asta e. Uite, știi că, știi că ai nimerit într-un aici, într-un fief stelist aici. Ah, super, bravo. Mi-era frică. Uite, FC Steaua, FC Dinamo. Vezi, 17 mai 2012, era 21:45. Când cu Dragoș Grigore atunci. Cred că nu sunt singurul care ține cu Steaua. Nu. Cel puțin la noi în radio nu. Dintre asistentele tale acum habar n-am. Asta ar fi prima. Iar doi la mână ca să înțeleagă, să înțeleagă și Mădălina. Să-mi dezintegrez aici portofelul. Să înțeleagă și Mădălina de unde i s-a tras și ce i s-a tras. Uite, îi tot sună telefonul. Bucură-te, Mădălina, de ultimele momente în care telefonul tău sună ca la Nati Boy. Clar, clar. Da, pune-l pe tine. Să știi că este semnat de Miodrag Belodedici. Serios? Am văzut. Foarte serios. Da, este al lui Miodrag Belodedici, a fost invitat la noi la radio. Și are singurul fotbalist român care, și până la Clarence Seedorf, singurul care are două cupe, cupe ale campionilor. Corect. Cu două echipe diferite. Așa este. Dar culmea, două stele. Exact. Fii atent. Scoate telefonul și arată în auzul națiunii și pe 103.4 și la TVH cum îți sună ție telefonul, cât mai aproape de microfonul de radio. După ce se redeschide, pentru că am încercat să-l dau, el face și niște fițe aici, știi? Am înțeles. Am încercat să-l dau pe cum se cheamă, pe avion, după aia n-a vrut, acum trebuie să-l închid din nou și așteptăm puțin până se deschide. Să se deschidă. Uite ce facem. Uite ce facem. O să rog unul dintre colegii mei să meargă la tine cu toate bilețelele pe care le-am adunat ceva mai devreme pentru cei ce ne-au sunat și și-au ales o temă muzicală pentru telefonul Mădălinei. Unul dintre ei, ca să fac tragerea. Exact, unul dintre ei trebuie să primească în această dimineață cartea oferită de editura Corintă, Sisi, împărăteasa Austriei, o carte extrem de interesantă și extrem de frumoasă ce merită citită cu atenție, dar acum asta n-are asta e câștigătoare. Mai avem 5 minute. Ia, va să zică, putem să filmăm ce face acolo? Da, sigur, poți să dai geanta, dă geanta un pic mai la o parte. Dau pe jos. Așa, să se vază, să nu zică lumea, Doamne ferește. Ora 10:51 de minute, suntem pe 103.4, suntem la TVH, suntem gata să aflăm cine este câștigătorul nostru. Sunet de tobe. Hai, fetele, un sunet de tobe, ceva acolo. Uite, vezi? L-am extras. L-ai extras. Citesc numele? Te rog. Arată la cameră, fă ce vrei tu. Clasica glume teatrală este... Așa? Carmen. Punct? Carmen? Nici măcar punct, nu. E doar Carmen, atâta, uitați. Carmen, că a rămân, în caz că mi-aduc eu aminte din clasa întâi. Ați dat și dumneavoastră cu părerea? Da, super. Deci ați câștigat câștigul. Câștigul care a fost câștigat. Ne bucură. Uite, invidia, ai văzut cum își mușcau buzele? Eu uzi, mă, câștigat. Vasica, am dat premiu, nu? Mădălina știe mai bine. L-am dat. O să anunțăm numele și prenumele la momentul potrivit. Am ajuns la momentul cu telefonul în care aș vrea totul să fim și la radio și la TV. Nu e problemă, că la radio îl facem. Da, ajungem imediat, uite. Doamne, deci știm foarte clar ce cadou îți vom oferi. Da? Un telefon. Da, mă, este, cum se cheamă, e dual SIM, deci săracul, memoria lui este foarte solicitată. Așa. Se duce și în spațiu, normal, de moment ce are net. Adică e mai lent un pic așa, știi? E dual SIM, are astea, e plin de mesaje, de poze, de hai mă, odată că eu vorbesc aici. Mai zi. Eu zic, da. Niște șocuri electrice, aveți să... E simpatic așa, adică ar trebui să te lasă. Da, mersi. Ai vreo improvizație cu telefonul? Nu s-a mai zis niciodată, nu, dar voi veni la spectacolele tale, deci pe bune. Te rog, dar nu numai la intro, poți să vii și la spectacolul meu de la teatru clasic. Și o să, nu, vin la alea cu improvizația, mă așez în primul rând și o să zic, zi ceva cu telefonul. Da. Și tu o să știi că sunt acolo și o să zic, s-o fac pe aia cu telefonul. Vino la teatru. Unde vin la teatru? Ai vreun copil, ceva în familie, vreun berișor, micu, așa? Da. Vino cu el la teatru Excelsior, care așa. Teatru, copii unde joc în Vrăjitorul din Oz și în Snoave cu măști. Sau vino la teatrul Excelsior, unde joc în Gaițele, sau la teatrul Tănase, unde joc în piesa Chiloții, sau la Godot, ia, am auzit niște comentarii. Chiloții? A zis? Întrebarea mea este... Dar culmea e tocmai eu s-a găsit să joc în Chiloții, nu-mi explic de ce. Cum ar zice bunica mea, mă mir de unde mai ești. Eu? Cum apuci tu să le faci pe toate lucrurile astea și să le faci și bine? Greu de tot, greu apuc. Telefoane multe, zilnic, programări, întoarceri, cum? Dormi? Adică mai apuci? Imaginezi repetiții, spectacole, du-te acolo, mergi în partea cealaltă. Măi, când am câte o zi liberă, o cam dorm așa, știi? Cam aia a fost, nu? E, de exemplu, asta toată ziua în casă, non-stop.
Nu, n-am a și plouat. Unde, Doamne iartă, mă vrei să te duci? Ei, bă, oprea pe mine ploaia. Oprea pe mine ploaia. Nu, dar uite-te puțin, că nu se... Nu, deci nu putem să ne... Putem, evident că putem, dar e chestiune de timp. Orice se poate. Orice se poate. Și numai că emisiunea noastră, emisiunea noastră este în direct acum la TV și o să ne sfârșim cu ea la TV. Nu, cât mai timp avem până ne sfârșim la TV? Un minut și jumătate. Ah, da, well, da. Dacă nu reușim într-un minut și jumătate, cei ce urmăresc emisiunea la radio vor auzi, însă cu siguranță promitem acest lucru, vor auzi telefonul lui Pavel Bârsan, ca să știe lumea de unde îi se trage, de unde îi se trage Mădălinei și de ce am ajuns la momentul în care îi schimbăm ringtonul pe telefon. N-ai fi, nu ți-ai fi imaginat când ai nevoie mai mare de telefon, el o să te trădeze. Ba da, mi-am imaginat că totdeauna face asta. Cum ai o nevoie de el? Cum atunci e momentul în care pleacă? Dați-mi un bip, vorbesc serios ca să... Mădălina, un bip, rugăm. Acum, zice că acum, așteaptă să dea, să te bipăie. De mică și-a dorit să te bipăie, dar nu știa cum să facă. Mădălina, bipă-l. Aha, uite, parcă dă semne de viață așa un pic. Uite, te bipăie acum. Simțești? Ce simțești cum ești bipăit? Sincer? Da. N-am pus bine... Deci, n-am pus bine întrebarea. Trebuie să-l luăm încet. Uite, așa, cu grația m-a pus să băgut banii aici, bune. Vreau ca și în rost de... Eu sunt gata să trag fondul în jos. I-am răspuns, zic că dacă i-am răspuns să-mi închidă. Ți-a răspuns? Nu știm, un minut mai avem. Un minut. Un minut. Ah! Facem finalul la TV? Un minut mai avem. Sperăm, mai spun o dată, mai spun o dată, unde te putem vedea, când te putem vedea, când ne putem întâlni cu tine? Camera ta, ia ta. Cum spuneam, deci teatrul Metropolis, teatrul Tănase, teatrul Excelsior, Godot, și ce mai se schimbă? În culise, teatrul în culise, adică sunt extrem de variate locurile, sau bineînțeles, eu totdeauna zic asta, cel mai bine cred că este pe asta, pe asta mea de...